Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Da, domnul Tolontan. Te auzim foarte bine. Da. Două arene, dacă e posibil. Astăzi curte amândouă și cu un element comun, și anume justiția din România. Prima arenă se leagă de un caz despre care am mai discutat, dar care evoluează, pentru că investigația este lungă și, din păcate, și banii sunt mulți. Banii pe care îi plătesc cetățenii români din buzunar. Apropo, Libertatea a publicat astăzi un grafic în care arată cum a evoluat media RCA-ului. Asigurarea auto obligatorie din România, care este, atenție, care reprezintă cam 45% din toate asigurările, din toate asigurările plătite de către români. Vorbim aici despre toate, inclusiv despre cele de viață, ca să vă dați seama câți bani plătesc românii pe RCA, care este un... Știi cumva și suma totală, Cătălin? Da, bineînțeles. Este vorba despre un alt impozit, practic, pe care îl plătim pe... E adevărat. Ceva ce statul ne obligă să facem pentru mașinile noastre. Da? În 2021, ultimul an închis și raportat de către ASF, RCA-urile a fost în valoare de 6,1 miliarde de lei. Uh-huh. Au plătit românii. Deci, practic, vorbim despre o sumă absolut uriașă și, spre comparație, Vlad și stimați ascultători, toate asigurările de viață din România au fost de 2,6 miliarde de lei, primele plătite de către cetățenii români, în timp ce RCA-ul este aproape de, să zicem, 3 ori, aproape de 3 ori mai mult, numai RCA-ul, da? Da, deci Bun. Se vede cum mașinile noastre ne costă mai mult decât viețile noastre. Da, exact. Iar din, practic, din 2018, RCA-ul mediu pentru persoane fizice era cam de 440 de lei. El a rămas în jur de 400 până în 2020 și a crescut în 2021 destul de mult, cu peste 30%, la 537 de lei. Ce s-a întâmplat în 2021? A fost al treilea faliment consecutiv, City Insurance a falimentat. În 2022, că există cifrele pe primele 9 luni ale 2022, deci nici măcar pe tot anul, a sărit la 910 lei. Deci în momentul ăsta, în medie, românii plătesc 910 lei ca persoane fizice pentru RCA-ul pe 12 luni. Sigur, depinde de oraș. Ai un oraș mai aglomerat, unde sunt mai multe accidente, plătești mai mult. Da? Deci aici, practic, în București, suma a crescut foarte mult, peste 1000 de lei deja. Deci este practic într-un singur an, din 2021 până în 2022, aproape că s-a dublat această sumă. Bun. Întrebarea este de ce? Pentru că suntem siliți să acoperim o mare fraudă și îi spun fraudă în cunoștință de cauză pe baza documentelor. Publicăm astfel de documente și astăzi. Și dăm un singur exemplu care este uluitor pur și simplu. Într-un anumit moment al operațiunii sale, ca să scape de faliment și să poată să-și continue schema piramidală în care a luat bani din ce în ce mai mulți la români și nu i-a mai dat înapoi, deci n-a plătit polițele, da? City a spus că a primit un împrumut de 50 de milioane de euro de la o firmă de închiriere echipamente video portugheză cu sediu într-o boxă la parter. Firmă care în 5 ani de zile abia făcuse un profit de vreo 150.000 de euro. Și totuși, nimeni de la ASF n-a verificat cum o astfel de firmă, care avea făcut un profit de 150.000 de euro în 5 ani de zile, a fost în stare să furnizeze un credit, un împrumut de 50 de milioane de lei pentru o companie românească aflată în, cu probleme de solvabilitate, practic, da? De fapt, împrumutul n-a existat. Nu a existat. Contul în care... din Banca Elvețiană, unde a pretins City că a dus acest împrumut de la firma asta anonimă și care n-avea nicio treabă cu piața financiară și era foarte mică, și sunt poze în ziarul de astăzi ca să vadă unde este sediul firmei. Deci n-a existat nici contul, n-a existat banii, n-a existat absolut nimic. Extrasele de cont, semnăturile, totul era falsificat. Dar nimeni din statul român, de la ASF, sau din alte autorități, dar în primul rând ASF-ul trebuie să supravegheze permanent această chestiune, nu a verificat. Bun, când statul te verifică, când statul te verifică și spune că ești curat, nu e că doar că ai scăpat, practic, ci credibilitatea ta în fața oamenilor devine mult mai mare. Uh-huh. Și
știți, îi spune, dați-mi banii din RCA, pentru că, iată, sunt confirmat, sunt verificat de către stat și statul mi-a legitimat practic afacerea. Asta e procesul care se petrece când nu vezi o astfel de escrocherie. Da. Nu se pare că este o liniște absolut înspăimântătoare în legătură cu această fraudă uriașă care a determinat costuri atât de mari pentru atât de mulți cetățeni din țara asta? Adică, într-o țară normală ar fi un scandal uriaș, ar fi demisii, ar fi anchete penale, ar fi responsabili vânați, chemați la interogatorii, nu? E o liniște teribilă. De ce crezi că se întâmplă acest lucru, Vlad? Scuză-mi întrebarea. Cum sunt numiți membrii ASF? Politic. Iată. Cel puțin președintele și oameni din Consiliul de Supraveghere. Da. Pentru că noi am publicat tot ce am publicat astăzi, am publicat practic în Consiliul de Conducere, organismul de conducere al ASF-ului, aceste documente. Am intrat în posesia lor și le-am publicat. Deci au fost avizate de către primii oameni din conducerea ASF la propunerea anumitor departamente. Ei au făcut acest lucru. Bun, politica poate fi explicată. Nu s-a oprit însă aici. Și spun acum ceva în exclusivitate, încă n-am apucat să publicăm, vom publica. Da. Deci s-a ajuns la ceva ce este un fel de record al sfidării și al absurdului. De astfel define să nu dau atribute. Da. După ce au păcălit ASF-ul și statul, după ce au escrocat, practic, plătitorii de taxe, ce au făcut? Și-au dat un bonus de succes. Da. Nu e nicio glumă. Este culmea fraudei în asigurările din România. Și-au dat un comision de succes, așa, între ghilimele, am citat din contract, de 6,8 milioane de euro, pentru că au păcălit statul. Te referi la șefii de la... Și-au dat și dobândă. Deci, practic, nu doar comisiuni de succes. Da. Și-au dat dobândă de 18,2 milioane de euro la un împrumut care nu a existat. Da, dobândă a fost reală, că banii au plecat din România. Și și-au mai dat încă 4,8 milioane de euro, deci în total undeva la 23 de milioane de euro dobânzi și comisioane de succes la un împrumut fals, care nu a existat. Cine a încasat dobândile acești bani? Comisioanele au plecat din România. Cine a încasat acești bani? Deci, cine și-au dat? Păi, cei care au încasat acești bani sunt proprietarii din momentul ăsta în momentul același din momentul ăsta ai City, printre care domnul Dan Dobescu, care este cumnatul lui Adrian Năstase și care a fost principalul proprietar al acestei firme de asigurări. Firma lui a primit practic de la City în Montreal niște bani reali, da? Pentru un împrumut care era fals, banii nu existau. Deci ei zic că au împrumutat 50 de milioane, după aceea 75 de milioane, vă dați seama, o firmă care nu exista nici ea, era vai de mama ei. Ce scroci. Și au luat înapoi 23 de milioane de euro, comision de succes și dobândă. Nu că și-au luat înapoi, au luat din banii plătiți de români, în baza unei legi care îi obligă să facă aceste plăți. Că nu e ca și cum ai avea... Bun, nu te obligă să faci la o anumită firmă de asigurări, dar ești obligat să plătești. În mod evident, știm cum se face, te duci tu după prețul cel mai mic, nu? Exact. Și n-ai foarte multe posibilități. Sunt 7-8 firme de asigurări care au licență în zona asta. Da. Au fost considerate suficient de state de către, de către stat. Bun, mai am un caz, îl prezint foarte scurt. Și imediat care este legătura. Sau nu, hai să facem altfel. După 2 ani de zile de când City, de când multe dintre aceste lucruri au ieșit la iveală, noi le reluăm. Nu toate au ieșit la iveală atunci, dar ele există în documente, în documentele oficiale și uneori în documentele publice chiar, da? DICOT-ul la care a ajuns cazul, inițial a început parchetul investigația în primăvara 2021, când s-a știut că este un cont fals. Nu spune ce fel de cercetare a făcut. Suntem în ianuarie 2023. Cazul a început în februarie-martie 2021, deci aproape 2 ani de zile, scuzați-mă, și procuratura din România, și toți oamenii sunt liberi. Nu e nicio problemă cu niciunul dintre ei, fie că sunt în țară sau străinătate, proprietari, complici, directori, nimeni nu a pățit nimic. Și DICOT-ul tace. Păi nu poți să-i condamn pe cei de la DICOT, totuși că acolo șeful DICOT, el a avut alte preocupări, să-și facă dosarul de pensie, că s-a pensionat la 49 de anișori. Și ca atare, omul avea altă treabă. El era preocupat de... Era obosit la 49 de ani, șeful DICOT, să se pensioneze.
Nu? Da, nu condamn. Pur și simplu ei au făcut chiar, și observăm că după 2 ani de zile nici nu spun cum stau lucrurile. În toată lumea asta, când am zis o asemenea fraudă și știi, oamenii sunt ridicați, firmele sunt practic sunt închise, calculatoarele sunt percheziționate ca să intri atunci în posesia, inclusiv în posesia banilor. Tot DICOT ar trebui să ancheteze un lucru pe care l-a descoperit colegiile mele Diana Medeșan și Medea Stan de la Libertatea, și anume un cunoscut proprietar de restaurant și activist din București, un om care are un foarte cunoscut în zona asta activismului, are o afacere din asta cu bijuterii hippie în București, a abuzat sexual fete între 10 și 19 ani, potrivit afirmațiilor acestora, vreme de peste un deceniu. Colegiile mele au reușit, după o muncă extrem de grea, e foarte greu să o faci victimele să vorbească, să treacă peste durerea, peste rușine, peste sentimentul că sunt singure, că nimeni nu va face nimic, au reușit să le facă să vorbească. Și avem 6 mărturii pe care le publicăm, le-am publicat în ultima săptămână și vom continua să le publicăm în 6 mărturii ale fetelor, da? Noi am găsit 8 victime, 6 dintre ele au vrut să vorbească, 7 din cele 8 victime erau minore în momentul în care au început aceste abuzuri sexuale. Le angaja, le băga într-un fel de sectă, era guru al lor, era de 45 de ani, se numește Alexandru Marcu, persoana respectivă, sub ochii poliției, sub ochii DICOT, fără ca nimeni să se sesizeze vreodată. A existat în București un caz de o asemenea magnitudine și, din păcate, de o asemenea suferință la adresa victimelor. Tot așa. Am publicat de aproximativ 10 zile, am început să publicăm. Cum nu s-au sesizat în 10 ani, nu știm ce s-a întâmplat. Bun, 10 zile e, comparativ cu cei 2 ani din City, e foarte puțin să recunoaștem asta. Nu putem cere să întâmple ceva neapărat în justiție în 10 zile. Însă am aici, în plan, certându-mă, dar contrazicându-mă cu tine și cu voi, George și Luca din studio, am insistat pe ideea că e normal ca magistrații, procurorii și judecătorii să primească o pensie mare când ies la pensie, tocmai pentru că au tot felul de restricții în viața privată. Nu pot să aibă firme, afaceri și așa mai departe. Da, justiția este până la urmă monitorizată și prestată prin atenția publică de către noi. Dacă îi lăsăm așa, se vede treaba că ritmul lor este unul de sub nevoile societății, uneori, nu toți, da. Da, pentru asta mai avem Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM și sperăm să continui presiune publice și noi suntem alături de tine în aceste demersuri jurnalistice de aflare adevărului. Mulțumim foarte mult, Cătălin Tolontan! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.